Meditații pentru părinți cu Simona Dragomir. Bun venit! Sunt Simona Dragomir, astăzi vorbim despre osteopatie la bebeluși, la copii. Conform unui studiu american, 80% dintre copiii sănătoși la naștere, din punct de vedere medical, prezintă disfuncții osteopatice. Specialiștii afirmă că este bine să trateze aceste disfuncții imediat după naștere, pentru că astfel se pot evita numeroase posibile neplăceri ulterioare. Și amănunte aflăm de la domnul Mircea Laurențiu, osteopat DIO. Bun venit! Bun găsit! Vă mulțumesc pentru această nouă invitație! Mulțumim că ați revenit, ne ținem iată de promisiune și discutăm astăzi strict despre bebeluși, copii, dar bine ar fi să reamintim ce înseamnă osteopatia, cum ne poate ajuta chiar în cazul copiilor. Da, este foarte bine să dăm din nou definiția osteopatiei. Deci osteopatia este o medicină manuală care restabilește starea de sănătate prin restabilirea a ceea ce noi numim micromobilității tisulare. Și pentru că toată lumea se blochează și nu înțelege ce înseamnă această micromobilitate tisulară, deci este o senzație pe care o percepi punând mâinile pe un corp. Bine, pe care o percepe osteopatul. Pe care o percepe osteopatul format suficient de mult timp, care a ieșit dintr-o facultate de osteopatie. O facultate de 6 ani și care este antrenat să perceapă această micromișcare. A învățat, a căutat-o, a găsit-o, s-a antrenat și s-a scăldat în ea. Și să nu ne gândim la osteopatie ca fiind doar cea care tratează oase, articulații. Am reținut din prima noastră discuție, din prima noastră emisiune, că osteopatia practic vindecă întregul organism. Sau osteopatia se adresează întregului corp. Exact. E drept că termenul pretează la confuzii, dar pentru că este o definiție care a apărut la 1874 și este universal consacrată, nu o mai putem schimba. Conceptul a fost lărgit și astăzi se vorbește de osteopatie craniană, de osteopatie viscerală, de osteopatie fascială, osteopatie structurală, cea care se adresează oaselor și articulațiilor, și pentru noi corpul este o unitate, o unitate funcțională, deci unitate funcțională care este funcțională, este legată de această micromișcare, de acest val de expansiune și retracție. Este ca o undă. Deci noi suntem traversați de o undă care ne pune în mișcare. Această undă are un sus și are un jos. Deci are o fază de inspir și o fază de expir. Și dacă această undă ne traversează și noi nu o frânăm, înseamnă că suntem sănătoși. Suntem niște bureței sănătoși, transparenți, prin care această undă trece liber. În momentul în care zone din corpul nostru încep să se opună trecerii acestei unde, zonele acelea încep să disfuncționeze și încet încep să se îmbolnăvească. Și osteopatul vine și testează și diagnostichează, caută toate aceste zone care încep să opacizeze trecerii acestei unde, și cu o metodă adaptată vârstei persoanei, eu știu, cazului respectiv, cu o tehnicitate care se încadrează în plângerea respectivă, îndepărtează aceste zone de umbră și atunci corpul începe să respire și să, bineînțeles, să radieze mai departe. Iată sănătatea. Iată că am înțeles cum funcționează osteopatia și este minunat că ne explicați atât de frumos și pe înțelesul nostru, al celor care nu suntem specialiști, nu suntem osteopați. Iată, aflăm cum funcționează osteopatia. Legat de beneficii, înțeleg că poate fi osteopatia folosită în scop preventiv, astfel încât să descoperi din timp zonele acelea sensibile cu problemă, care în timp pot predispune la apariția anumitor boli, dar osteopatia ne ajută și în tratarea unor boli deja instalate. O boală deja instalată, deci este pentru, bineînțeles că o zonă este afectată, dar tot întregul este afectat, deci corpul este o unitate și de aceea noi, luând corpul ca pe o unitate, ne vom adresa lui în totalitatea lui. Adică, deci pentru a rezolva un etaj, trebuie să rezolv toate etajele. Deci eu nu pot să ignor restul corpului. De aceea, cum zic eu la cabinet, deci trebuie să păstrăm bun ce avem bun. Și abia pe poziția a doua ne ocupăm de ceea ce nu este bun. Deci este foarte important să abordăm corpul în totalitatea lui,
În unitatea lui funcțională, să zicem, dintre corpul fizic, psihic și energetic, pentru că totul este important, este important tot trecutul persoanei, tot emoționalul persoanei, toată funcționarea lui profesională, ei, a persoanei, deci toată funcționarea ei profesională, deci totul este important, deci tot ceea ce se întâmplă în viața cuiva concură sau duce la, în ultimă instanță, la o imagine în corp. Deci corpul este oglinda a ceea ce suntem, este imaginea exterioară a unui iceberg interior. Bun, spuneam că astăzi discutăm despre osteopatie la bebeluși, la copii. Specialiștii, iată, în studii arată că nașterea este un punct cheie în care pot apărea tot felul de disfuncții osteopatice. Nașterea poate fi privită ca un prim traumatism pentru copilul care vine pe lume. Da, nașterea, să zicem, deci o să mă înscriu la... Mai ales dacă vorbim de naștere pe cale naturală. Da, o să fiu la 180 de grade. Deci nașterea nu este un traumatism, nașterea este o aterizare lină dintr-o lume într-o altă lume. Deci lină, spuneți, aterizare da, lină. Da, deci trebuie să fie o aterizare lină, este poate primul, nu să zicem cel mai minunat, dar este primul dintre cele mai minunate... Face, sau prima realizare. Da, deci pentru noi... Pentru prima victorie, da, este o primă victorie, dar pentru că noi vorbim de unde și de micromișcare, că totul este în această pulsație, eu definesc nașterea ca pe un prim moment minunat pe care copilul trăiește. Deci nu trebuie să existe durere, nu trebuie să existe efort, nu trebuie să existe plâns. Este această trecere dintr-o lume în altă lume. Este o aterizare, dar deja, deci este o apariție. Așa. Și atunci totul trebuie să se deruleze și este foarte important într-o atmosferă de pace totală, nu trebuie să fie într-un context, ceea ce numim noi context medicalizat, deci este pur și simplu și este posibil ca nașterea să se desfășoare așa, în care mama să știe cum să nască, să fie într-o stare de calm total, copilul vine pe lume, vine deci în prezența tatălui evident, care poate să taie umbilicul, se poate naște în apă, poziția aceasta pe spate este cea mai afiziologică posibilă și de aceea, să zicem, în Franța acum chiar și maternități se naște pe o parte. Umbilicul nu trebuie tăiat imediat, trebuie așteptat ca bătăile, deci pulsațiile inimii din umbilic să înceteze, deci undeva peste o jumătate de oră, eu știu, 3 sferturi de oră se taie atunci. Dacă îi se taie umbilicul imediat copilului și de asta și plânge, pentru că el trebuie să respire dintr-o dată, ca un scafandru din vechime care era așa cu tuburi și dintr-o dată lași fără aer și atunci trebuie să tragă aer în plămâni, ceea ce este dureros și de aici apare plânsul. Și deci dacă se trece progresiv de la oxigenarea prin sânge la oxigenarea prin respirație, da, și deci el face o trecere progresivă, începe să respire, dar primește și oxigen. Și atunci prin vasele de sânge ale umbilicale. Și atunci toate aceste condiții reunite fac ca momentul acela al nașterii să fie un moment de, să zicem, ar trebui să fie de beatitudine. Așa, deci noi ne luptăm pentru nașterea naturală, deci România e pe primul loc la cezariene, așa din păcate. Cezarienele în sine creează foarte multe traumatisme pentru mamă și pentru bebeluși, pentru că deci vă spuneam de acele tensiuni și lipsă de micromișcare, deci bebelușii care se nasc prin cezariană vin și mai repede sau brusc ies din lumea aceea de acolo, da, din interior, din purtica mamei. Da și nu, deci ei păstrează toate tensiunile pe care le-au acumulat în intrauterin și poate aici putem să subliniem necesitatea unei ședințe sau consult osteopatic la naștere. Și chiar rețin să-mi iau din prima noastră emisiune, din prima discuție, chiar când femeia însărcinată ar trebui să vină la osteopat pentru a-i crea un anumit confort atât mamei cât și fătului. Cât și fătului. Așa ne-a venit ideea deci, separat și poate că ar fi bine să subliniem. Să subliniem, deci evident, deci o consultație de osteopatie deci pentru o mămică, deci viitoare mămică, da, pentru femeia însărcinată. Da, deci o poate ajuta foarte mult pentru că îndepărtează toate aceste tensiuni din zona bazinului, din zona coloanei, din zona gâtului, mai ales, da, și poate să repoziționeze și să echilibreze fătul în interiorul, în burtica mamei.
Și spuneați chiar că puteți acționa și asupra fătului, dacă da, deci sunt, bineînțeles, sunt pentru probleme, că toate le simțiți. Deci manualitate. Palpând mama, simțiți dacă fătul are anumite probleme? Da, pentru că micromișcarea aceea de care vă spuneam și manualitatea aceasta omniprezentă din osteopatie, deci ne conduc la percepții extrem de fine. Și atunci poți foarte bine să-ți dai seama că fătul este poziționat, eu știu, mai mult pe un șold sau mai mult pe cealaltă, sau este jos, sau trage de coloană, sau nu poate să expandeze uterul. Și aveți, e o carte întreagă în care o să vi se explice relația dintre tensiunile fătului și un uter în tensiune, ținut de alte probleme, poate digestive ale mamei, poate, eu știu, probleme hormonale sau probleme create artificial de anumite medicamente. Deci tot contextul acesta al bazinului mamei, al digestiv, a tot ceea ce este acolo în burtică, deci trebuie să fie extrem de suplu pentru ca dezvoltarea fătului și această expansiune a uterului să se facă în deplină libertate. Și atunci automat presiunile la care este supusă acolo în interior vor fi cele fiziologice optime și nu vor fi presiuni suplimentare. Orice presiune suplimentară pe un corp în construcție va crea lipse de acea micromobilitate de care vorbeam și atunci fătul va veni cu tensiuni, cu blocaje. În cazul cezarienei. În cazul cezarienei. Deci nașterea naturală și trecerea copilului, nu se mai în făt, deci prin toată această filieră naturală duce la îndepărtarea sau diminuarea anumitor tensiuni. Deci este singurul moment, deci capul este format din mai multe oase automat, iar oasele acestea sunt concepute în așa fel încât ele să alunece unul pe celălalt, precum diafragma unui aparat fotografic, care se închide și se deschide. Este singura dată în viață când diametrele craniene diminuează, pentru care are loc o alunecare, ca de plăci tectonice, ca de, eu știu, așa. Deci oasele se suprapun, se încalecă și atunci diametrele diminuează și toate structurile din interior se destind. Se destind, pentru că apropiați pereții și atunci structurile din interior se destind. Și atunci și singurul moment în viață când are loc această diminuare. Și asta ca să ajute bebelușul să iasă cu capul prin... Da, deci prin filiera fiziologică, deci automat, deci prin această destindere, anumite tensiuni se îndepărtează. Deci capul unui bebeluș născut natural și fără probleme, deci nu vorbim de probleme, știu, medicale, este mai suplu decât în cazul în care ar fi ieșit printr-o cezariană, când vine cu toate tensiunile pe care le-a acumulat timp de câte luni a stat acolo sau foarte aproape de bazin, sunt tensiunile intacte și atunci ai mult mai mult de lucru, deci pentru a îndepărta tot. Da, iată, paradoxal pentru cei paradoxal. Care credeau invers, că travaliul pe cale naturală reprezintă un drum mai anevoios pentru copil și că este mai distorsionat, mai tensionat decât copilul născut prin operație cezariană, care este pur și simplu ajutat de medici să iasă mai repede la suprafață. Dar vorbim de nașterea aceea care se desfășoară lin și normal, deci fără probleme, fără șocuri, fără, deci mămica este fundamental să se simte în siguranță deplină. Am înțeles. Am reținut, iată, cât de important este să avem aceste vizite la medicul osteopat încă înainte de a apăra probleme de sănătate, pentru că spuneați, osteopatia, această medicină a mâinilor, te poate ajuta să descoperi acele zone sensibile care în timp pot predispune, eu știu, la apariția anumitor boli, deci iată, te ajută și în prevenție, te ajută și în tratare. Foarte important, spuneați, de femeile însărcinate pot fi ajutate să scape de acele tensiuni astfel încât fătul să aibă la rândul lui un mediu relaxat, fără tensiuni și să vină pe lume pe cale naturală. Era foarte important, ați subliniat acest aspect, controlul după naștere, controlul osteopatului, și aici rămăsesem cu discuția noastră cam în jurul cărei vârste, în primele zile, atunci când s-a născut, în primele luni de viață, când ați recomanda acest control? Și acest control ar trebui făcut cât mai devreme. Deci, bineînțeles că mămica, viitoarea mămică, a venit și ea la o consultație înainte de naștere. Și după aceea, osteopatia ar trebui să existe în maternitate. Deci, osteopatia ar trebui să, bineînțeles, să fie integrată în toate structurile medicale,
Deci ar trebui să fie în maternitate. Așa cum este consultul neonatologului, să da, se facă automat se facă și o ședință de osteopatie automat la naștere. Așa. Deci toți copiii ar trebui văzuți, toți. Deci s-a făcut un studiu în Statele Unite pe mai mult de 1000 de copii și toți declarați, să zicem, perfect sănătoși din punct de vedere medical, iar din punctul nostru de vedere 80% prezentau disfuncții osteopatice. Și deci el se poate face din prima zi, după aceea primele 3 luni sunt ideale, primele 6 luni sunt ideale, primul an... De fapt, până pe la 8-9 luni poți să lucrezi cu ei, pentru că între 9 luni și un an jumate nu-i mai ții. Deci nu-i mai ții pe masă, nu te mai înțelegi cu ei, deci n-ai cele 2 minute de liniște. Și bănuiesc că este important și mai ușor pentru osteopat, dacă, Doamne ferește, descoperă anumite disfuncționalități, să le rezolve mai trebuie ușor. Se rezolvă foarte ușor, pentru că... Oase, da, exact, deci oasele capului. Deci un consult de osteopatie, poate e important să spunem în ce... Deci, se face o verificare completă, deci se începe cu glezne, genunchi, bazin, deci bazinul trebuie, deci articulația coxofemorală, mulți părinți sunt speriați cu această luxație de șold, deci se evaluează dacă da sau nu există o luxație de șold. De foarte multe ori sunt tensiuni, mai degrabă tensiuni și multe ori tensiuni pe șoldul stâng. După aceea, de ce pe șoldul stâng? Pentru că în general copilul vine mai degrabă pe o anumită prezentație, ceea ce se numește în medicină, deci el este poziționat pe, într-un anumit fel în burtica mamei, deci mai degrabă pe partea stângă a bazinului, 80-90% din cazuri, și mult mai puțin pe partea dreaptă. Și atunci există o anumită sistematizare cumva, a pozițiilor. După aceea continuăm de la bazin către coloana lombară a copilului, a bebelușului. Și o să, eventual, o să începem să găsim tensiuni. Deci am putut să depista și îndepărta tensiuni în zona gleznei, tensiuni, de asemenea, sunt multe cazuri de tibie. Deci, părinții zic, copilul meu are picioarele strâmbe. Deci, tot așa, din cauza poziției în burtică, care este un pic așa, stă turcește sau ghemurit. Este poziție pe care bebelușul o preferă și atunci când doarme, da, exact, primele luni de viață. Deci, tibia se poate deforma. Osul pentru noi este un țesut, ca toate celelalte țesuturi din corp, exprimă această micromișcare pe care vorbeam. Și atunci există tehnici de derulare, să zicem între ghilimele, noi vorbim de derulare fascială, sau zicem de căutare și îndepărtare a tensiunilor din oase. Deci se poate lucra pe o tibie. Astfel încât piciorul copilului să se îndrepte. Să se detensioneze și să se îndrepte. Asta deci, în ce interval de timp? Câteva luni? Sau? În câteva luni. Deci, există, bineînțeles, și limită, deci undeva există un program natural pe care nu putem să-l depășim, dar ajungem pe optimul de funcționare. Deci, îndepărtăm toate tensiunile pe care le găsim, le îndepărtăm și de acolo încolo este natura cu programul ei. Și continuați spre craniu? Deci de la bazin, deci unde am putut găsi tensiunile, am îndepărtat, coloana lombară, de aici iarăși apar alte tensiuni, deci pot să apară alte tensiuni care duc către umeri și gât, și atunci copilul o să aibă ceea ce se numește torticolis, adică o să aibă gâtul întors într-o parte și atunci multă lume se concentrează, se focusează pe gât, dar toate tensiunile acestea se construiesc de la bazin în sus, deci îndepărtăm toate aceste tensiuni și ajungem la, să zicem, un domeniu de regaliană al osteopatiei, care este osteopatia craniană și acolo suntem formați și abilitați, deci să căutăm tensiuni os-cos. Deci toate tensiunile, deci care se construiesc între două suturi sau două articulații craniene. Deci toate aceste, articulații trebuie să fie libere, pentru că oasele nu și-au terminat osificarea și deci sunt încă formate din mai multe piese osoase în curs de apropiere și de osificare, pot să existe tensiuni în interiorul același os. Deci un os poate să fie tensionat în masa lui pe zonele de contact între diferitele părți componente ale lui. Și aici este foarte important, pentru că prin zonele acelea pot să treacă nervi, pot să treacă vase de sânge, deci pot să... Și toate aceste structuri pot să fie, nu o să spunem neapărat lezate, dar pot să fie comprimate. Și atunci, repoziționând toate aceste oase, creând echilibrul între toate aceste structuri, atunci și conținutul cutiei craniene, sistemul nervos, vasele de sânge, nervii, se va afla pe optimul posibil de funcționare și de echilibru. Și atunci foarte multe, deci lăsând un bebeluș cu tensiuni, deci sau cu disfuncții craniene. Și aici
le putem găsi oriunde, deci occiputul, deci zona din spate a capului, deci formată din 5 părți, poate să prezinte foarte multe tensiuni și atunci se... Este zona pe care copilul se sprijină. Da, pe care copilul se sprijină. Capul este foarte, foarte maleabil și atunci el își păstrează această formă rotundă pe care ne-o dorim cu toții, pentru că bebelușul poate să întoarcă gâtul liber, stânga și dreapta. Și grija mămicilor de a-l tot de a-l întoarce, pe da, stânga, deci pe un bebeluș dreapta, care ca să nu-și deformeze capul. Nu poate să întoarcă capul, va avea automat o deformare, deci capul se va turti ca un aluat. Deci pentru că nu poate să-și întoarcă capul, gâtul. Așa, deci este foarte important să aibă această libertate. Și dacă toate aceste suturi craniene se tensionează, atunci apar disfuncții. Și aici e o listă de întreagă de... de disfuncții pe care noi putem să le îndepărtăm, echilibrând toate aceste suturi, să zicem, deci fi probleme de vedere mai târziu. Probleme de vedere. Probleme de vedere, iată, da. Nici pentru nu te-ai gândit. Nistagmus, zicem, deci faptul că ochii au anumită oscilație. Tremur. Să da. Pentru că sunt tensiuni în jurul orbitei sau tensiuni pe canalul pe unde trece nervul optic. După aceea sunt tot ce ține sfera, deci, auditivă. Deci probleme de, da, deci de otite ulterior, otite, tot felul de otite. Pot fi mai târziu sinuzite. Deci sinuzite, pentru că deci capul trebuie să oscileze în acea micromișcare și toate sinusurile se drenează în interiorul capului pentru că există această micromișcare. Deci e o pulsație ca o pompă. Și atunci cavitățile se golesc în mod liber. Că există deci blocaj acestei pompe, cavitățile se umplu cu tot felul de lichide și secreții care în timp se infectează. Și apare fie sinuzită. Da, deci o altă mare, deci sfera oculară, sfera auditivă. După aceea, să zicem, o mare posibilitate neplăcută, deci este scolioză. Și sunt pentru noi una din explicațiile... Copii cu scolioză sau cu atitudine scoliotică? Cu atitudine scoliotică. Și pentru noi sunt două cauze, deci este fie un picior scurt. Și aici ar trebui să fie o campanie națională de depistare a piciorului scurt anatomic, adică real, pentru că piciorul ăsta poate fi aparent scurt, deci este doar o adaptare și atunci îi spunem funcțional. Și de mic, și deci asta undeva la un 5-6 ani, înainte de explozie, să fie simetrice, nu? Da, ele trebuie să fie egale, anatomic, deci să aibă aceeași lungime, din șold până la gleznă trebuie să fie egal piciorul, stânga și dreapta. Atunci undeva la un 5-6 ani ar trebui să fie o campanie națională de depistare a acestui picior scurt. Sau, deci spuneam, piciorul scurt poate să genereze scolioză sau disfuncțiile craniene pot să genereze scolioză. Deci dacă sus e înșurubat, deci după aceea coloana va declanșa și va exprima această înșurubare. Deci cumva așa, deci vorbind de... Și, bineînțeles, deci este foarte important ca aceste disfuncții să fie văzute și îndepărtate cât mai repede. Deci, iată, recomandați un control osteopatic făcut bebelușului încă de la naștere, dacă nu s-a reușit la naștere, măcar în primele 3, 6, chiar 9 luni viață, pentru că, pe urmă, copilul crește și nu mai stă liniștit pe masă, astfel încât osteopatul să-l poată palpa din cap până în picioare. Dacă mai pot să adaug, foarte devreme, deci bebelușii pot să exprime o agitație și este foarte important. Deci un bebeluș trebuie să fie ca un burete, cum zic eu, un bibac cu apă pe care îl arunci pe plajă. Și deci așa cum l-ai pus pe plajă, la soare, așa trebuie să rămână. Deci într-o poziție, o postură de deschidere totală, de încredere totală. Deci acesta este un bebeluș sănătos. Deci cu brațele în extensie, cu fața destinsă, deci totul destins și absolut relaxat. Dacă plânge prea mult, scâncește prea mult, se agită, se scoală tresărind, are spaime, are un pic mai târziu lovește cu capul împătuț sau are... Deci sunt încercări ale lui de a se detensiona. Deci el exprimă o tensiune interioară. Iar această tensiune interioară, să zicem, n-am vorbit până acum, dar în ultimă instanță, să zicem că se adresează sistemului meningeal, ceea ce numim membrane de tensiune reciprocă. Deci tot sistemul nostru nervos e învelit de anumite membrane care se tensionează și atunci apare o tensiune profundă, deci ca și cum sistemul ar fi frânat în mecanism. Iar bebelușul simte această tensiune și luptă singur cumva să se elibereze. Da, deci o exprimă cumva printr-o agitație, printr-o neliniște, printr-o dificultate. Bine, mulți ar pune această neliniște pe seama colicilor din primele luni. Pot fi și colici, doar colici, și lucrăm și pe colici, deci dacă este nevoie. Dar se poate observa, deci asta își dai seama imediat dacă deci, e una sau bine ar fi să ne facem un astfel de consult la medicul osteopat,
însă să avem grijă pe ce mâini ne lăsăm, să fie într-adevăr un osteopat cu pregătirea necesară, cei 6 ani de facultate, așa cum ați precizat. Mă gândeam că n-ar strica în primele luni de viață atât un control al copilului, cât și al mămicii, pentru că tot ținând bebelușul în brațe, tot aplecându-se la băiță, pot apărea tot felul de probleme de tensiuni și la mamă. Și iată că puteți, pentru cei interesați, pentru cei care simt că au abilități, nu, în a deveni osteopați, se pot face înscrieri chiar și aici în România. O să-l rog pe invitatul nostru să ne spună, pentru că am reținut că se fac aceste cursuri și în România acum timp de 6 ani, da? Da. Școala de osteopatie. Da, deci am reușit, ne-am luptat și am reușit să creăm această școală de osteopatie. Asociația Osteore organizează aceste cursuri. Detalii școala, undeva pe un site. Pe un site care este chiar Osteore. Deci este www.osteore.ro pentru cei interesați. Și ați mai venit, iată, cu o carte interesantă, Osteopatia pentru copii, un concept global pentru restabilirea sănătății. Da, la editura Herald, este o carte pe care am tradus-o, este singura carte de osteopatie deocamdată pe piața din România. Este un început. Este un început. Felicitări pentru tot ceea ce realizați și mulțumim că astăzi ați fost la Meditații pentru Părinți și ne-ați dat, iată, sfaturi, informații extrem de utile. Alături de noi a fost domnul Mircea Laurențiu, osteopat DIO. Atât pentru astăzi, aștept întrebările, mesajele tale la Meditații pentru Părinți @itibiti.ro. Sunt Simona Dragomir, sănătate și numai bine îți doresc, pe curând! Meditații pentru Părinți cu Simona Dragomir.